Singura reprezentantă a Olteniei în Cupa României, Pandurii Târgu Jiu va întâlni pe Dinamo București în optimile de finală ale Cupei României, conform tragerii la sorți efectuate astăzi la Casa Fotbalului. Cele două grupări s-au întâlnit deja de două ori în acest sezon competițional, în Cupa Ligii, când s-au impus bucureștenii cu 2-0 și în campionat, unde a fost egal scor 2-2. În optimile Cupei României, deținătoarea trofeului Steaua va da piept cu FCM Baia Mare din Liga a doua, iar SC Bacău, care a eliminat-o pe CSU Craiova, va întâlni pe ASA Târgu Mureș. Partidele din optimile Cupei României sunt programate într-o singură manșă pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în ediția trecută a campionatului și vor avea loc în perioada 27-29 octombrie. Echipa feminină de volei SCMU Craiova debutează mâine oficial în noul sezon competițional. Oltencele vor evolua în primul tur al Cupei României în compania formației CSM Lugoș, atât manșa tur cât și cea retur, urmând să se desfășoare pe terenul formației bănățene. La fel ca în campionatul trecut, nici de data aceasta formația craioveană nu are fixate obiective mărețe, ci evitarea retrogradării. În condițiile în care are cel mai mic buget din cele patru echipe ale clubului finanțat de municipalitate. Și cum în turul următor al Cupei României, învingătoarea din disputa CSM Lugoș-SCMU Craiova va întâlni campioana volei Alba Blaj, craiovencele nu au așteptări prea mari de la cea de-a doua competiție internă, preferând să se concentreze pe o evoluție cât mai bună în divizia A1. Componentele celor două echipe se cunosc destul de bine. Ultima dată s-au întâlnit la Cupa Banatului de luna aceasta, când lugojencele s-au impus cu scorul de 3-1. Mijlocașul formației CS Universitatea Craiova, Hristos Latinski, a fost convocat la Naționala Bulgariei pentru partidele cu Croația și Azerbaidjan din preliminariile Euro 2016. Reprezentativa vecinilor de la sud de Dunăre va juca pe stadionul din Zagreb împotriva Croației pe 10 octombrie și la Sofia cu echipa similară a statului Azerbaidjan pe 13 octombrie. Hristos Latinski va reveni la echipă pe 14 octombrie, înaintea duelului cu FC Botoșani.